Domnule președinte, vă rog frumos, domnule președinte, suntem în situația în care 7 inițiatori ai acestui proiect de hotărâre de Consiliul Local au mințit în referatul de aprobare. Doresc un răspuns. Cum ați reușit 7 inițiatori de la PNL și Pro-România să mințiți în referatul de aprobare sub semnătura proprie? Ați spus că există cereri de finanțare în acest proiect de hotărâre de Consiliul Local de la Consiliul Județean la CNI. V-am demonstrat cu documente că aceste cereri de finanțare nu există. Ați mințit, este un fals în aceste acte. Vă rog frumos să explicați în fața ploieștenilor cum sub semnătura dumneavoastră 7 inițiatori există un fals ordinar, o minciună pe care se bazează acest proiect de hotărâre de Consiliul Local. Vă rog frumos să răspundeți la această întrebare, pentru că acesta nu mai este un dosar de investiții, acesta este un dosar penal.